Noul plush oficial disponibil chiar acum pe primul link din descriere. Alo, secția, alo! Cineva? A uitat de job. A uitat. Bună ziua, bună ziua. Acum se pun și camere. Repede, repede. De-abia acum. Dă-ni codiță. Dai, dai, dai. Mai aveți un minut și domnul vi s-a dus job-ul. Vă purtați cumva urât cu poliția Skincraft? Imposibil. Domnul Lucky, vorbiți cumva jignitor în fața poliției Skincraft? Are o bubă pe nas. V-ați zis că aveți doar 10 minute. Aha. Nu? Nu, nu, nu. Am zis cu totul și cu totul altceva, domnul Lucky. Hai, repede, că scapă criminalul. Vă invit afară. Nu o să vă mai ascult pe dumneavoastră astăzi. Nu, vă invit afară. Vă rog frumos. Nu-mi bagi joc. Vă invit afară, vă rog frumos, am spus. Aici nu se face cu așa ceva, gata. Domnul Ștefan, vă rog să organizați un pic treaba pe aici. Bun, domnul Akin, văd că este primul. Vă invit, domnul Akin. O să-mi depun plângere afară. Vă invit aici, domnul Akin, în spatele dumneavoastră. Nu are plângere să plece. Să trăiți, domnul Qsanity. Am înțeles că sunteți un cetățean model mai nou de când ați ieșit din pușcărie. Da, eu mereu am fost bun, dar mereu am avut ghinion să par eu cel care a făcut prostie. În fine, nu contează, asta am trecut peste. Vreau să vă spun următoarea chestie, e destul de personală. Nu știu, mă simt cam prost să mă audă Lucky sau Ursulețul Caluga. Bun, deci în primul rând, Lucky, cu tine am discutat super bine. Dacă nu vei pleca, vei fi închis în închisoare pentru 10 minute. Lucrătoare, cum îți place ție să auzi. Mulțumesc, te rog să pleci din zona secției de poliție dacă nu vrei să ne certăm. Hai, te rog. Bun, domnul Qsanity, vă ascult acum. Ar vrea să merg cu dumneavoastră la birou să vorbim la masă, să nu ne audă după pereți. Bun, poftiți, poftiți înăuntru, vă rog, să nu vă speriați, am un tablou pictat manual de mine pe dreapta. Doamne, ce m-am speriat, du-te de aici! Poți să iau un loc? Da, stați acolo, vă rog frumos. Eu o să stau mai aproape, că nu știu cine a pus scaunele la 3000 de metri. Nu o să construi bine secția. Băi, pula aia! Băi! Vă rog frumos, un pic de liniște. Lucky, ce faci aici? Ok, stai un pic, că l-am auzit pe... Nu, mă, nu se mai poate. Numai puțin, domnul Qsanity. Bună ziua! Numai puțin, domnul frumos, vă rog, așteptați. Explică-mi, Ștefane, ce caută Lucky aici. Ia-l, te rog, de urgență și du-l 10 minute în pușcărie. În momentul ăsta sunteți încătușat, domnul Lucky. Sunt blocat. Nu știu codul. Da, sunteți încătușat aici și blocat. Nu lasă-l aici, ține-l 10 minute aici, dacă vorbește, îi dai și oameni, da? Noua închisoare. Akin, te rog frumos să aștepți un pic. Noua închisoare. Bun, domnul Qsanity, vă ascult că este nebunie în orașul ăsta. Bună ziua, domnul Nocivanu. Am din partea dumneavoastră acordul să vă spun ceva foarte personal și promiteți că nu spuneți nimănui, nu e foarte personal. Da, în momentul ăsta totul este sigilat în tot ce înseamnă audio aici, deci nimeni n-ar putea auzi afară absolut nimic, așa că vă ascult. Ok, domnul polițist, vreau să vă spun că eu... sunt o vedetă. Am vrut să o recunosc. O vedetă? Da. Am momentul de față. Asta din timp, pentru că ar trebui să vă asigurăm pază și protecție. Am momentul de față 1 milion de urmăritori pe TikTok. Wow, domnul Qsanity, nu ieșiți de aici până nu discutăm foarte serios. O secundă că trebuie să vă spun problema, că n-am vrut să vă spun. Sunteți vedetă, spuneți. N-am vrut să mă laud, am vrut să vă spun problema actuală. Da. Bun, deci fiți atenți, domnul polițist. Eu fiind vedetă, o fană m-a găsit în oraș și în tot face poze, paparazzi. Și mie nu stă părul bine și mă fac de râs că mă pune pe toate rețelele de socializare și mă simt foarte jenant. Ok, am înțeles. Și cum se numește? Oana. Ok. Deci noi asta depuneți o plângere împotriva domnișoarei Oana. Da, îmi face poze. De afară se aude, dar din interior nu o să audă nimeni ce vorbim noi. Deci vă face poză, ok. Am înțeles, o să inspectez acest caz și vom discuta după. Da, okay, mai aveți alte plângere de depus? Atâta, dar trebuie să vă grăbiți deoarece a început deja să pună TikTok-uri și scrie l-am găsit. Ok, mă grăbesc acum. Bun. Domnul Ștefan, vă rog să preluați un pic plângerile pentru că eu am de rezolvat un caz. Lucky, unde este în momentul ăsta? Domnul Nocivan, aveți o mască să-mi dați, că mie că mă filmează. Ce anume? O mască, dacă aveți să-mi dați, că mi-e frică că mă filmează. Da, să spuneți că este doar de Halloween asta. Da, boss, domn polițist. Bun. Uite-o pe Oana, uitați-o că face poze la apartament. Am văzut. Nu pot să cred. No, mi-a dat adresa pe TikTok. Wow. Ok, Adam.
Domnișoara Oana, v-am prins asupra faptului, aveți dreptul să nu spuneți nimic. Dacă nu faceți mișcări bruște, ascultați-mă, vă rog. Mama, pozat ursuleț! Ce faceți aici pe plotul meu? De ce aveți o mască? În momentul ăsta nimeni nu mai face poze și toată lumea tace. Doamna Oana, în momentul eu sunt domn primar, Rafael. Arestată preventiv pentru faptul că, de fapt, știți ce, nu pot să vă spun acum de față cu toată lumea, așa că veniți cu mine, Caluga și restul nu mă urmăriți. Okay. Cristianity, rămâi acolo, te rog. Ok. A luat fana nebună, a luat-o! Oh my god! Dumneavoastră ce purtați pe cap? Eu sunt Rafael, domn primar. Și port această mască deoarece am o problemă. De ce sunteți îmbrăcat în hainele hainele domnului Kisanity? Cum adică? Păi văd că aveți un pește în picior. Da, am făcut pentru o zi, ne-am schimbat hainele, să vedem cum ne-ar sta. Aveți și blană deodată. Ce mare fan, poți să fac o poză? Aici, blană, uitați. De ce ești fan? Ce-am făcut eu să-i fan? Ce mi-a făcut poză, bursulețul? Dacă tot sunteți domnul Rafael, vreau să vă spun niște secrete, e foarte important. Da, sigur, vă ascult. Poliție. Da, care-i secretul? Păi, da, domnule, haideți la dumneavoastră pe plot mai. Da, hai la mine la birou, la mine la birou. De urgență. Da, dar cine urmărește domnul ursuleț și-mi face poze? Nu știu. E ursulețul Teddy? Pune adrese pe TikTok. Ai văzut că filmează și-l pentru TikTok? Ajută-mă, ce mă fac? Le zice că trece domn primar! Bă, mascatul! E domnul primar, eu sunt domn primar, hai de lachii la mine la birou! Dă-mi diamantele. Ia zi, boss, ce vrei să-mi spui, boss? Păi sunt secrete foarte mari, nu trebuie să audă neapărat cei care nu sunt cuminți, mai ales cum e Insanity. Corect. Nu mi s-a părut cu minte deloc. Dar ai văzut că avea armă și e periculos, spune, ce vrei să spui? Ce secret? Opa. Ați auzit? S-a tras cu ceva suprest. E grav. Mai ales cum e ca, cum e clor, așa, periculos. Ok, păi spune. Vreau să vă spun că domnul Nociv a arestat un om fără absolut nimic, pur și simplu pentru că nu știa cine este, așa că nu mi s-a părut normal. După aceea au fost mușcate foarte multe picioare și Nociv n-a făcut nimica, deci eu zic că trebuie să fie scos din poliție, nu știu. Eu zic să anunțați în primăria care o să vină neapărat. Vine, Rafael. Da, țineți ideea, revin într-o secundă. Revin imediat. Stai acolo, că vin imediat. Bună ziua. Bun, e ok. Ce se întâmplă aici? Ce avem aici? Păi am fost jefuit de domnul Clorna. Domnul primar mă cheamă Lucky la birou. Hopa, avem o poză foarte gravă aici. Ba! Hopa! Bă! Am nevoie, Kisanity, ca să nu mai facă poze cineva, încât am auzit. Aveți cagulă? Nu pot să cred. Unde e domn polițist? Nu pot să cred! Hai să vă fac plângere! Nu pot să cred! Unde e domn polițist? Mamă, ce scandal e fanul domn polițist! Oh my god! Unde e domn polițist? Unde e șeful tău, Nocivan? Uite-l. Acolo. Păi mă, Nocivane, barbașane! Aoleu! Ce facem aici? Da. A spus că este... amendă, domnul Kisanity. A spus că este secretul nostru și că e individual și a spus lui Ștefan și a spus la tot orașul și acum știu toți că sunt vedetă. N-a spus nimănui, nu știe Ștefan. Nu știu, dar a spus tuturor. N-am spus nimănui, am spus doar cu domnișoara Oana, am vorbit acum. Ce s-a întâmplat cu... Doamne, a spus tot Ștefan și mi-a ruinat viața, trebuie să plec din oraș acum. Cum? Mi-a ruinat viața! Că ai avut o cagulă doar. Tu mi-ai ruinat mie viața, m-ai făcut nebună! N-am zis nimic eu! M-ai făcut o fană nebună și nu ți-am făcut nimic! Zi mă, care-ți plac videourile mele? Da. Te iert atunci, te iert. Puteți face o poză, dar să nu mai mă spionezi. Da. Ștefane, ia vino mâncoa! Ștefan! Ia, fă-mi o poză cu prietena mea. Vezi cu filtre? Fără filtre, naturală, fă acolo. Ia să vedem. Vai, eu pun în ramă. Poftim și spunem care-i seria ta preferată? Oh my god. Care e?
Domnul polițist mi-a spus să nu mai stau lângă dumneavoastră și să nu am poze acasă, că o să fiu arestată. Păi ți-am dat eu acordul frică, cu aia. Nu, ți-am dat eu acordul cu asta, uite, am făcut împreună. Deci nu vrei pe asta? Eu ți-am dat acordul, nu mi-ai făcut pe ascuns. Uite, eu ți-o dat din partea okay, mea. Ok. Nu știe seria! Ștefan, ați de la șchibi de toilet? Bravo! Oh my god! Welcome! Faceți puțin liniște. După care am primit o informație foarte gravă legată de alt caz. Să mai fi informat. Uitați-vă aici că am găsit criminalul din Skincraft. Hopa! Acela semăna cu cine acela semăna cu cine am vorbit eu. Poza aceea semăna cu am vorbit cu cineva acum de vreme și identic semăna. Se dădea drept. Domnul Cimolo, fuge criminalul. Dacă era legat. A scăpat criminalul! Hai să țin gaură aici, toată lumea! Mi-o să pas o picioare! Mi-o să pas cine o picioare! Cine ți-o să pas o picioare? Domnul, uite la ala cu părul lung! Nu știu care, că n-am domnule! Achin? Da. Okay. Mi-o să pas o picioare! Achin, în momentul ăsta ești legat? Fana! Okay. Dacă ai mișcat de aici, ai dreptul să nu spui nimic, deci nu-i poți fi acest drept. Bun, în regulă. Domn primar, ce voia să mai spuneți? Voiam să vă uitați la poza aceea. Că m-am ceva uitat, e neregulă acolo. Nu este neregulă, știu cine este, este un alt caz pe care eu îl rezolv, deci totul este în siguranță. Acel om era, s-a dat drept domnul primar și m-a chemat la el pe ploș și se dădea drept domnul primar și arăta identic. What? A intrat la mine în casă? Da, și m-a chemat. Deci da. Domnul ăsta cu cagulă? Da, s-a dat drept domnul primar, nu știu cine e. Avea ok, depuneți o plângere în direcția asta? Da, depun o plângere, nu știu cine. Ok, bun. Hai, ceva mai aveți de spus? Eu știu că era domnul primar. Știu cine este în poză, de asta o să rezolv cazul. Domnul Andrei, haideți cu mine. Bun, domnul Q-Sanity, haideți să vă spun ceva în legătură cu ce ați pățit prin pușcărie. Da, desigur, desigur. Tu sunt legat! Am uitat, da. L-ați uitat pe omul peșterii. Momentul ăsta ești dezlegat, te rog, nu mai fă nimic ca Iurian orașul ăsta, deci, pentru că o să zaci în pușcărie, omule. Nu vreau să mă mai apropiați de mine, că nu pot să mă uit în ochii dumneavoastră, vreau. Poți să mă joc cu nasa, nu mi-e frică. Bang. Bagă limba în gură! Ești liber, Clorda, în momentul ăsta. Haideți, domnul Cisenici. Vorbesc doar ei. Mi-ați ruinat viața, domn polițist Năcivanu, mi-ați ruinat viața. Deci Q-Sanity, hai în secția de poliție pentru că deja este super grav. După cum ai auzit, Lucky a spus că ți-a dat drept primarul orașului. E minciună. Pentru că a spus că cel din poză, nu cred că e minciună. Dacă o să-mi recunoașteți, o să fiu super blând de data asta, promit. Deci îmi recunoașteți că ați făcut asta sau nu? Doamnă Q-Sanity. Da? Îmi recunoașteți că ați făcut ceea ce a zis Lucky sau nu? Păi stai să vă explic, domn primar. Domn polițist, pardon. Sunt și primar și polițist, ce vrei tu? Spune. Eu sunt supărat că a aflat colegul dumneavoastră, a spus la tot orașul și a vrut să schimb identitatea să mă dau de domn primar ca să mă lase în pace. Că am fost fotografiat în tot orașul și am fost bagiocorit și au râs și m-au pus pe TikTok. Și au zis, uitați-l cum merge, uitați-l cum râde, așa au fost. Pe TikTok. Ok, vă înțeleg, ceea ce s-a întâmplat este un bully, un cyber bully și chiar bully în, nu e cyber, în formă e continuată. Păi filmat. Nu, că și pe TikTok ați spus, n-a spus că și pe TikTok? Ba da, a făcut live! Deci, bun, și bullying și cyber bullying ați pățit. Ok, pentru asta o să încerc să fiu blând, totuși ați făcut o infracțiune, trebuie să vă explic. Nu aveți voie să folosiți identitatea nimănui, ok? Păi așa am înțeles de la dumneavoastră când mi-ați dat cagula să mă apăr până pleacă fana. Nu, am zis doar să vă prefaceți că sunteți cu totul și cu totul altcineva, nu cineva existent deja în oraș. Ok. Bun, deci n-a fost eu destul de explicit, atunci totul s-a rezolvat. Mai vreți să discutăm ceva sau pot pleca? Cam o grămadă de treabă. Să scoateți screamerul de pe perete că m-a speriat rău de tot. Nu, că aici eu am pictat-o, sper să vă placă. Dar cine e ăsta? Are 30 de diamante dacă nu vă place, eu sunt. Cine s-a pupat în Skincraft? Cine s-a pupat, mă? Domnul Cimolo, voiam să vă întreb dacă ne dați aprobare să reconstruim groapa aceasta. Eu m-am pupat, eu! Cine s-a pupat, mă? Și avem niște drăgostiți în Skincraft.
Da, foarte bine, să repopulăm SkinCraft dacă se poate. Ideea este că această groapă a fost super bine examinată de către... Ce râzi, mă? Care râde, mă? Ce-a zis, mă, Nociu? Ce se întâmplă aici? Să repopulăm, ce? Bagă limba în gură și flanca! Are 2 ani și râde. Bagă la să repopulăm, Doamne, cu limba afară, domn primar! Cu limba afară, tata ziua, îi să uscă limba! Deci, dacă nu, să eu zic... să consultați un dex și să vedeți ce înseamnă cuvintele din limba română. Că aveți 4 ani, cât ce vârstă eu aveți? Eu propun... Dai! Opa, s-a evaporat. Toată lumea închisoare. Opa. Eu propun. E sub bancă. E bebe. Mă, ieși de acolo. Mă, moi, mă. Mă, moi, mă, mică. Ce aveți, mă? Ce aveți, mă, guangă? Domnul Cîvanu, da. Eu propun să testăm alături de domnul Cîsanity noua celulă din secția de poliție. Ar fi bine că domnul Cîsanity chiar ar trebui să stea acolo un pic. Cred, mă, mai închideți, mă. Hai să avem poftă. Ce-i asta, mă? Cine a făcut asta într-un chest? Pălăgăreț? Oh. Fana. Probe, din păcate. Vă rog, mi-e foame rău, mi-e foamică. Oh. Mersi, Oana. Mersi. Oh, oh. Gata, mi-ajunge. Okay. Domnul Cîsanity, haideți la noua celulă de la secție. Păi, dar ce-a făcut? Perturbați liniștea în oraș. Faceți foamea. Râdeți de domnul polițist. Mă, ce? Căcuță! Cum poți să faci așa ceva în mijlocul drumului? La păi mi-a dat să mănânc pâine cu... Da, să faci treaba mare repede. Haideți cu mine că nu se mai poate așa. Ridică-l de pe jos. Doamne, doamne, fix în mijlocul drumului. Eu fug încă. Trebuie să aveți puțină rușine. N-am. Chiar de față cu domnișoara Oana. Deci, dar cine e toată lumea? Deci gândiți-vă. Gândiți-vă, rămâneți aici. Gândiți-vă că v-ați defecat în mijlocul drumului. Da, corect. Haideți, intrați, vă ce invit. Ce se întâmplă? Mă bagă pe degeaba, la închisoare, dar accept chiar aici. O să explică domnul Inocivanu. Nu, 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 nu e. Ai garantit la o parte de lângă ușă. E degeaba, e degeaba. Haideți, e degeaba. Deci, nu o să vă vină să credeți ce o să vă spun. Dar vorbeam cu domnul Cîsanit. Vorbeam, haideți aici în biroul dumneavoastră. Da. No! Vorbeam cu domnul Cîsanity. No! Și dânsul știți ce a făcut cât timp vorbeam cu el? Ce a făcut? S-a defecat în mijlocul drumului. Sunt la fel de surprins ca în poza asta din spate. De față cu toată lumea, domnul Cîvanu. Căcuța se numea. Căcuța a făcut, mă? Ieșiți. Ce faceți aici, domnul Luchi? Bă, a intrat! Domnul Ștefan, a intrat ilegal! Vă rog să aveți un pic grijă, că uitați-vă ce se întâmplă. Intră oamenii ilegal în secție. Folosiți bastonul, domnul Ștefan! Domnul Ștefan, pe Nocivanu pun răuși. Au! Au! Foarte bine, foarte bine! Foarte bine, foarte bine! Spun pe TikTok tot! Nu vă mai uitați, plecați de aici! Domnul Ștefan! Loviți! Puneți pe TikTok, domnul Luchi, dar haideți... Deci, domnul Cîsanity, da. V-ați învățat lecția, vă regretați... Normal! ...defecarea pe mijlocul drumului? Normal! Doriți să fiți în libertate? Normal! Promiteți că nu mai faceți? Normal! Gata cu live-urile pe TikTok? Păi nu făceam, eu Lucky făcea, dar a apărut și-o invitat. Ok, ok, ok. Să dai și tu un tag acolo, Lucky, că vreau să fac și eu 2 milioane. Hai, te iubesc. Sunteți liberi, sunteți liberi. Păi de 2 milioane? Păi telefonul? Gata cu bășcălia. Păi telefonul, vreau îl vreau înapoi, că mi l-a luat unul polițist. La gunoi telefonul. Nu cred. Păi cu ce mai face? Păi cu ce mai lucrează? Mi-au zis că îmi dau telefonul înapoi. What? Da-ți telefonul înapoi la săracul om. Păi la Nociv. Haideți afară, veniți cu mine, veniți cu mine. Mi se bloca gura când trebuia să vă spun. În față, în față, pe aici. Aveam dureri drept de înainte, domnilor. De ce? Cum am văzut, mă? A dat în mine. Arestați-l. Ce-i tunelul ăsta? Ce-i tunelul ăsta? O să-i scoate din pușcărie, promit! O să-i scoate din pușcărie, am promis! Repede. Măcar la fete că acolo. De ce nu urcă bebelușul? O să încerc, o să încerc ceva riscant. Trebuie să-mi scop buții. Deci fac eu aici riscant. Ah! Oh my god. Aici. Use-l. Da, toate le scoate. Bă!
ceva de... Bal! Da, da, sunt da, bebe! Da. Haideți după mine! Da, da, cu... Cer să sparg gratile! Nu pot, e camera acolo, să nu mă vadă, stați așa! Găsesc altă cale! Vede, sunteți prea mic, sunteți prea mic ca să... Nu vreau să mai riți, nu vreau să mai riți, o să încerc altă strategie! Că nu pot să sparg, nu pot să sparg gratile! Am reușit, am reușit! O să vin să vă iau, o să vin să vă iau, stați acolo! Da, da, da! Nu pune nimeni, să nu pune nimeni! Vin! Ok, sunteți gata? În 3 secunde se întâmplă extragerea! 3, 2, 1... Ați aici? Oh, bravo, 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 bebelușu! Haide și tu, Lucky! Unde? A, nu sunt atent, unde? Sări în gaură! Sub tine! A! Și pune-te pe burtă, pune-te pe burtă! Pune-te pe burtă! Bravo! Haide, haide! Dacă trebuie să astup, trebuie să astup! Gata! Nu pe acolo, nu pe acolo, veniți după mine! Veniți după mine! Veniți spatele meu? Unde e bebe Caluga? Ce mic e bebe Caluga? Bebe Caluga! Ai cumpărat și tu aparatul ăsta de te face bebe? Credeți după mine? Am găsit! Aici, aici, aici! Trăște-te! Nu! Coboară pe scară, bebe Caluga! Hai, bebe Caluga, coboară! Hai, bebe Caluga, bravo! Hai și tu, Lucky, bravo! Haide! Fugiți, 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 fugiți! Încă n-am stupat tunelul ăsta, mă șochează! Hai, hai, hai! Hai, bebe Caluga! Aici, bebe Caluga! E bebe Caluga! E bebe rău! E bebe Caluga! Bravo, 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 echipa! Gata, astupați, astupați! Hai, bebe Caluga, ieși, bun! Acum vă descurcați, eu mă duc înapoi în oraș, nu v-am eliberat eu! Da. Pa! Nu, nu, nu! Eu nu-ți arăt o magie, Crona! Vreau să te uiți la mine și vreau să faci așa, știi? 3, 2, 1 și da. După zici grujbit. Și uite-te la mine. Hai. Hai, repede, 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 zii. Repede. 3, 2, 1, grujbit! What?